Dragilor, cel care agresează este puternic sau slab? Știm cu toții care este răspunsul corect. Este fix răspunsul pe care îl descoperim în cartea Copii străluciți, elevi fascinanți, importanța gândirii, a creativității și a visurilor. O carte atât de ușor de citit, are aproximativ 140 de pagini, atât de ușoară, dar complexă, extrem de bună. O carte care merită a fi citită atât de către noi, de către cadrele didactice, cât și de către elevi, de către oricine. Părinți și așa mai departe. Vreau să vă prezint astăzi această carte. O să vă spun cele mai importante aspecte pe care mi le-am notat cu privire la această capodoperă, aș putea să o numesc. Și țin să vă spun că autorul acesteia este un psihoterapeut, un fizician, un om care s-a specializat în științele educației, dar și în inteligența emoțională. El este cel care a dezvoltat teoria inteligenței multifocale. Vă spun pe scurt despre ce este vorba. Am studiat și eu... Am citit câteva articole cu privire la această inteligență pe care a dezvoltat-o autorul acestei cărți. Presupune faptul că noi ne putem lua viața în stăpânire cu ajutorul gândirii și al inteligenței. După cum și numele sugerează, ideea de multifocal presupune apariția mai multor elemente care generează o gândire pozitivă. Se bazează foarte mult pe gândirea pozitivă. Iată câteva procese din care ia naștere această inteligență multifocală. Mi le-am notat. Construcția gândurilor, transformarea energiei psihice, autoformarea și organizarea memoriei. Pentru că trebuie să avem în vedere atât inconștientul colectiv, cât și inconștientul individual. Întotdeauna, în momentul în care observăm că ne trece prin minte un gând negativ, trebuie să avem capacitatea să-l anihilăm. Trebuie să îl analizăm critic și să-l întrerupem cât se poate de repede, să-l distrugem. Conform acestei teorii, noi ne putem selecta conștient gândurile. Știm foarte bine că gândul merge mai departe generând acțiunea. Automat. Dacă voi avea gânduri pozitive, voi realiza acțiuni pozitive. Totul pornește de la gânduri. Și acest lucru ar fi bine dacă am putea să îl predăm mai departe, să-l dăm mai departe elevilor noștri. Ar fi o viață mult mai ușoară pentru ei. Ar înțelege încă de la o vârstă fragedă cât de important este să ne selectăm propriile gânduri. Să înțelegem că dacă noi avem o anumită, nu știu, imagine în mintea noastră, avem un anumit gând, ne ghidează mai departe traseul. Și că până la urmă, de multe ori, gândurile nu ne aparțin. Sunt idei care trec prin minte, venite din alte părți. Și aici discuția poate continua pe partea de psihologie. Dar dacă revin strict la copii străluciți și la elevi fascinați, vreau să insist asupra manierei în care este structurată cartea. Este formată din punctul A și punctul B și arată cam așa. Iată structura, exemplu, partea A, capitolul 1. Cele mai importante aspecte sunt notate aici, cu litere vizibile. Copiii buni cunosc prefața poveștii părinților lor. Copiii străluciți cunosc capitolele cele mai importante ale vieții lor. Vorbeam și cu elevii mei de clasa 8-a și mi-am dat seama că, fără să vrea neapărat, își judecă părinții.
La o oră de dirigenție am abordat subiectul acesta referitor la familie și elevii m-au surprins spunându-mi că, știți, doamna, părinții noștri au avut tot timpul să învețe cum să fie părinți. Ei nu au voie să greșească. Acesta era mesajul subliminal. Ei trebuie să știe să fie părinți. Vedeți că nu li se acceptă nicio greșeală părinților. De multe ori lumea consideră că dacă ești părinte, automat trebuie să le faci pe toate perfect. Se întâmplă asta și în situația profesorilor. Dacă ești profesor, nu există să greșești. Trebuie să spui totul ca la carte, să faci totul ca la carte. Și realitatea este că niciodată nu se întâmplă asta. Am încercat să le explic copiilor faptul că nici părinții lor nu s-au născut învățați. A fi părinte, până la urmă, e cea mai grea meserie. Deocamdată nu am experimentat această meserie. Și spun asta neexperimentând. Dar rămite să mai și experimentezi. Este logic. E proiectul cel mai important din viața cuiva. Proiectul cu ghilimele de rigoare, evident. Să crești un copil, să educi cum trebuie un copil. Și am încercat să le îmbunez cumva sufletele, să înțeleagă nu e în cazul, nu e regulă să-și învinovățească părinții, este ceea ce au putut să facă la momentul respectiv și cu siguranță dacă ar fi putut să facă ceva mai bun, ar fi făcut-o. Iată că în carte se recunoaște potențialul intelectual al fiecărei persoane. În partea întâi, spuneam că se evidențiază istoricul părinților. Un copil are responsabilitatea să-și cunoască părinții. De aceea, un copil ar putea să-și întrebe părinții, să-i adreseze trei mari întrebări. Mi le-am notat aici. Iată, care este, dragă mamă sau dragul meu tată, visul tău cel mai mare? Asta ar fi prima întrebare. Visul cel mai mare. A doua. Care au fost momentele cele mai grele din viața ta? Și a treia, spune-mi o zi pe care o consideri cea mai bună din viața ta. Mă gândesc să mă axez foarte mult în predarea limbii române și asta fac de ceva timp, dar vreau să amplific procesul pe ideea de interviu, pe ideea de predare reciprocă. Pe subiecte precum profesor pentru o zi. Contează foarte mult ca elevul să fie pus în situația în care preia el controlul și cumva pus în ipostaza sau fiind puși în ipostaza unor adulți să înțeleagă că nu e atât de ușor. Nici să fii profesor, nici să fii părinte. Și atunci perspectiva lor mă gândesc că s-ar schimba asupra manierei în care percep adulții. Hai să văd cum e să fiu profesor, nu pentru o zi, că nu o să-i las o oră întreagă, pentru 10 minute, să explic ceva și să fie toți colegii atenți la mine. Hai să văd dacă îmi convine, dacă un copil, un elev se mișcă în bancă sau, nu știu, se uită, se zgâiește la perete sau își mângâie talpa. Hai să văd cum este să aflu ce se ascunde în spatele nervilor mamei mele sau în spatele ridurilor de pe frunte. Hai să scotocesc puțin, să văd care este realitatea. Mai pot să-l judec pe acel părinte? Mai pot să-l judec mama dacă aflu că ea a trecut prin momente extrem de dificile? Cu siguranță răspunsul ar fi altul. Ni se prezintă în această carte o școală a coșmarurilor, în sensul că toți elevii din acea clasă despre care se discută erau sub orice critică. Gălăgia, bullying-ul, răutatea erau la putere. Dar profesorul Romanov, un profesor de fizică, vine și schimbă totul. Uriașul, un elev destul de încrezător așa în propria ființă,
în propria persoană, a pus un coș de gunoi de așa manieră încât profesorul s-a împiedicat de acesta. Pe lângă faptul că profesorul era să pățească ceva foarte grav la picior, el are niște mișcări înfiorătoare și mișcări de arte din domeniul artelor marțiale, părea un maestru al karatelor și vine cu o întrebare. Cu întrebarea pe care v-am adresat-o și eu la începutul videoclipului, referitoare la agresor și victimă. Este, cine este cel slab? Cine este cel slab sau cel puternic? Agresorul sau victima? Agresorul este un om cu adevărat puternic? Oricine poate să facă asta. Oricine poate să lovească. Să-și bată joc de altcineva. Dar nu oricine știe să mângâie niște suflete. De fapt, ce este mai important? Abilitatea asta de a-mi arăta mușchii fizici contează? Întotdeauna, prin metodele acestea pe care și Socrate le folosea, prin intermediul întrebărilor creative, reușim să-i stimulăm pe copii, să scoatem la iveală acel potențial intelectual, acea creativitate. Ei bine, în partea a doua, ni se face o diferență între copiii buni și copiii excelenți. Cei buni sunt pregătiți pentru succes, însă cei excelenți sunt pregătiți să înfrunte oricând un eșec. De fapt, acesta este adevăratul succes. Ne gândim la Beethoven, care, în ciuda faptului că era surd, a compus Sinfonia a V-a și nu doar. Pentru că ambiția lui, dorința lui de a depăși, de a renaște din propria cenușă, au fost mai puternice decât acest defect pe care îl avea. Și prin vibrațiile pe care le simțea în podea, prin inteligența lui scripitoare, a reușit, într-un mod miraculos, pe care poate noi nu-l înțelegem și poate nu-l înțeleg nici eu, nici măcar, nu știu, 10%, a reușit în viață să facă acest mare, mare lucru. Cu adevărat mare. Partea a treia are în vedere iubirea pe internet. Niciodată nu este bine ca niște persoane să se cupleze pe internet pentru că nu se cunosc în realitate. Această relație la distanță nu virtuală nu ajută cu absolut nimic. Oamenii trebuie să își formeze o opinie reală, întâlnindu-se face to face și cunoscându-se cu adevărat. Partea a patra prezintă o diferență între vis și disciplină. Iată că un elev bun are un vis, însă elevul strălucit are și visul, dar are și disciplina. De asemenea, se evidențiază diferența dintre dorință și vis. Dorința este ceva pasager, iar visul presupune un proiect de viitor. Este foarte interesantă o situație din text prezentată, și anume faptul că o fetiță este nemulțumită de ideea profesorului de a preda fizică. Adică, noi trebuie să cunoaștem atâtea planete, atâtea, știu, fenomene fizice, însă nu suntem capabili să ne cunoaștem sentimentele. Cam aceasta este dilema ei. De ce profesorul nu poate să coboare la nivelul, între ghilimele, să se coboare la nivelul copiilor și să ajungă la sufletul lor pentru a gestiona anumite emoții sau pentru a-i determina pe aceștia să-și cunoască sentimentele. Și, într-adevăr, profesorul a fost receptiv la dorința fetei. Mergem mai departe la punctul B, și anume la matematica emoțiilor.
Pentru că în acest punct învățăm ce înseamnă o fereastră light și o fereastră killer. După cum și numele sugerează, fereastra light este cea care presupune găsirea unei posibilități în orice, folosirea rațiunii. Fereastra killer este cea care ucide, este cea care presupune apariția fricii, angoasei și declanșează un conflict. Un conflict care se regăsește în subconștient. De fapt, matematica aceasta a emoției trebuie înțeleasă foarte simplu, și anume că înainte de a preda până la urmă orice disciplină, este important să ne folosim de emoții, de exemplele noastre. Am văzut și eu la clasă cât de frumos este să le împărtășesc copiilor lucruri reale, lucruri adevărate prin care eu am trecut. Cât de atenți sunt, deja când îmi schimb și tonalitatea și îmi sclipesc ochii într-un anumit fel pentru că vorbesc despre ceea ce am simțit și ceea ce am trăit, devin mult mai receptiv la lecție. Sigur, încerc să fac de fiecare dată referire la viața reală, însă în acord cu ceea ce predau. Nu să vorbesc vrute și nevrute, fără legătură cu lecția propriu-zisă, dar e bine să desc pe acest teren sămânța empatiei, sămânța emoției și aștept să crească planta aceea care ne va uni pentru totdeauna. Și eu sper că am făcut până acum un lucru destul de bun. În matematica emoțiilor, a împărți înseamnă de fapt a mulți. A pierde nu este a pierde, este a câștiga. Nu există să dai fără să primești înapoi. Asta înseamnă matematica emoții. Și trebuie să-l înțelegem și pe tatăl care nu a fost îmbrățișat de către tatăl său, de aceea nici el nu știe să-și îmbrățișeze fiul. Iată cât de important este. Să înțelegem că și părinții noștri, la rândul lor, au niște traume și au niște probleme. Nu s-au născut învățați. Învață și ei. Se dezvoltă odată cu noi. În partea a doua, a punctului B, avem o diferență concretă între a reproduce informații, aspecte care sunt evidențiate pentru elevii buni, și a gândi, aspect reliefat în situația copiilor excepționali, excelenți. Noi cred că suferim de sindromul SAGA. Și chiar mă gândeam fix la mine și la elevii mei. Sindromul gândirii accelerate, pentru că totul se desfășoară cu o viteză foarte mare, avem imagini, avem TikTok-ul, Instagram-ul, Facebook-ul, toate aceste rețele și tehnologia în sine ne face, ne determină tehnologia să vrem rapiditate în viață. De aceea, noi nu mai avem răbdare să facem asta. Să simțim cartea, să ne conectăm cu ea. Mai am tendința și la clasă uneori să iau o carte, dar nu o fac pentru a impresiona. Pur și simplu așa simt și să miros cartea. E o senzație extraordinară. Fie că e carte veche sau nouă, copiii se uită. Probabil că sunt surprinși unii dintre ei. Valoarea noastră umană și frumusețea se ridică mai presus de trăsăturile fizice. De aceea, trebuie să spunem nu bullying-ului. Fără bullying. Bullying-ul ăsta este o tâmpenie. Bully înseamnă brutal sau agresiv. Trebuie să înțelegem diferența între glumele care, sau să punem stop, nu? Să delimităm glumele care stimulează creativitatea, sunt bune glumele, este bun râsul, ne unește râsul, și glumele care rănesc un suflet. Încetați să mai priviți oamenii doar din punct de vedere fizic. Fizicul este doar un ambalaj. Și punct. E important să înțelegem asta. Tăcerea, spune autorul, este rugăciunea înțelepților. Partea a treia presupune o poveste a Priscilei, care mi-a plăcut foarte mult, pe care am împărtășit-o și elevilor de clasa a 8-a. Dacă nu mă înșel, i-am rugat să realizeze un text argumentativ pe baza dramei Priscilei. Dramei, mult spus. Priscila este o fată modestă care participă la un concurs de ocupare a sufletului prințului, cu ghilimele de rigoare. Prințul a vrut să testeze sufletul fetelor. A încercat să vadă care este demnă de a fi prințesa lui.
a oferit fiecăreia unghii veci și ar fi trebuit să crească o floare în ghiveciul respectiv. Însă, Priscila a udat ghiveciul. A făcut tot ce s-a putut face și observa că floarea nu a crescut. Fetele, celelalte candidatele, cu fuste atrăgătoare, niște doamne, adevărate domnișoare, de fapt, au adus flori minunate, luate de pe temiri, de pe unde. Însă Priscila, cu toată umilința pe care o simțea, s-a prezentat cu ghiveciul gol. Pentru că, în realitate, sămânța respectivă, aflată de la prinț, nu ar fi dat în viața viețișoarelor ei rod. Ei bine, floarea pe care a evidențiat-o Priscila într-un mod simbolic a fost floarea purității. Ea a fost sinceră. Ea nu a luat alt ghiveci cu o floare frumoasă. Prințul știa foarte bine că sămânța nu va rodi. Însă, iată că a rodit sămânța iubirii între cei doi. Este impresionantă această povestire a Priscilei și copiii, într-adevăr, au fost și ei fascinați de aceasta. Noi învățăm pentru a ne lua o diplomă? Vezi, doamnele care spun, primi și certificat și diplomă la acest curs? Da, știu că sunt importante hârtiile, știu că ni se cer. Însă, credeți-mă, este mult mai important să rămâneți cu ceva intelectual, spiritual, în urma unui curs, în urma unei discuții cu cineva, decât să primiți o hârtie. Așa că învățăm pentru viață, nu învățăm doar pentru diplome. Cel disprețuit în școală poate fi directorul tău. Cel pe care tu l-ai rănit. Poate fi șeful tău. Asta se întâmplă în carticica respectivă. Cea pe care o am acum în mână. Copii străluciți, elevi fascinați. Care este cea mai mare răzbunare? A te răzbuna pe dușmanul tău, ghiciți ce înseamnă. Al ierta. Asta ne învață cărticica. Creativitate, nu forță. Îndrăzneală, nu agresivitate. Muncă în echipă, nu individualism. Cartea este fascinantă. Autorul, vreau să mai citesc. Mai am, mi se pare, două cărți ale acestui autor. Vreau să mai citesc cărți ale lui. Autorul este fascinant. O să vă placă. Mi-am notat câteva aspecte pe care vreau să le pun în aplicare cu elevii mei, referitoare la bullying. Deja drama Priscilei, cea cu floarea care nu dădea rod, cu ghiveciul, am pus-o în practică la clasa a 8-a. Vreau să mai pun și alte aspecte în practică, pentru că este o carte precum un izvor. Pentru că de acolo îmi mai vin și alte idei. Este extraordinar. Merită citită, merită pusă în relief și merită aplicată. Elementele de aici merită aplicate. Eu vă mulțumesc, sunt Ana Maria, profesoară de limba română și vă doresc din suflet numai bine. La revedere!